Directorul Executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Hunedoara, Georgeta Tomuța, a anunțat că agenția pe care o conduce va demara în luna decembrie 2024 șase programe de formare profesională pentru persoanele înscrise în evidența AGFM Hunedoara și un curs pentru persoanele aflate în detenție la penitenciarul DEVA. Programele de formare sunt gratuite pentru persoanele care nu au loc de muncă și sunt înscrise în evidențele Agenției Județene Hunedorene. Zona DEVA cursuri de competențe digitale și bugătar. Zona Petroșani, cursuri de bucătar și agent de securitate. Zona Hunedoara, agent de securitate și zona Brad, cursuri de lucrător comercial. Persoanele care sunt interesate să se înscrie la aceste cursuri și să primească informații suplimentare pot lua legătura cu agențiile locale din raza de domiciliu.